Sunt oameni pe care, datorită valorii și notorietății lor, îți vine foarte greu să-i prezinți într-o lumină corectă, pentru că orice ai spune și oricât ai încerca să redai imaginea de ansamblu a acestora, riști să ciuntești din strălucirea lor. Oamenilor acestora este suficient să le pronunți numele pentru ca publicul să știe despre cine și mai ales de ce este vorba. Unul dintre ei este maestrul Dumitru Fărcaș, meritele acestuia fiind recunoscute sâmbătă în fața statuii lui Decebal. Pentru astăzi, spuneam noi când am anunțat evenimentul, ne vom întâlni cu un om care se luptă, se străduiește să arunce înainte în timp tezaurul cultural, artistic al poporului român. Nu pot să spun foarte multe despre acest om pentru că nu mă pricep, nu este domeniul meu de activitate. De aceea îl invit în aplauzele dumneavoastră pe maestrul Dumitru Fărcaș, care a venit de la Cluj în mod special pentru a ne cunoaște. Dumitru Fărcaș, maestrul taragotului, cel care îngrijește acest instrument, cel care iubește România, cel care ne iubește pe noi. O prezentare mai amplă a maestrului a fost făcută de colega noastră, Elis Ursu. Dumitru Fărcaș nu mai este de multă vreme doar un nume în peisajul folcloric românesc, ci a devenit un real simbol. Cântarea sa depășește componența acustică, fiind mai degrabă un susur, un fior, un gând. Toate aceste calități, grefate pe universalitatea limbajului muzical, i-au adus o bine meritată recunoaștere națională și internațională. Maestrul Dumitru Fărcaș a primit cu bucurie diploma semnată de Deveni, care îl apreciază, precum și insigna campaniei. E o mare bucurie pentru mine că în această frumoasă dupămasă sunt alături de dumneavoastră. Am dorit să ne revedem, dar probabil preocupările n-au fost de așa natură încât să ajung mai des pe aceste frumoase meleaguri care le admir dintotdeauna. Această zi pe care o trăiesc astăzi este încărcată de emoție și bucurie.